Cel puțin 74 de persoane au decedat și peste 1000 au fost rănite în Egipt în urma ciocnirilor violente între suporteri la meciul dintre cel mai titrat club din campionatul egiptean Al Ahli Cairo și Al Masri. Violențele au început când fanii echipei gazde Al Masri au pătruns pe terenul de joc după o victorie istorică în fața lui Al Ahli, scor 3-1. Potrivit BBC, incidentele de pe post Said au avut loc din cauza organizării proaste a meciului și nivelul scăzut de securitate. Se pare că mai mulți suporteri aveau la ei cuțite sau alte obiecte care au fost folosite drept arme. Unul dintre fotbaliștii aflați pe teren în acel moment a vorbit despre această tragedie. Acesta nu este fotbal, este război. Am văzut cum un suporter a murit sub ochii mei. Securitatea nu a intervenit la timp. Autoritățile egiptene au decretat 3 zile de doliu, iar campionatul a fost suspendat pe termen nedeterminat.